Chiar dacă drumul este închis, șoferii ignoră semnele de avertizare, punându-și astfel viața în pericol. Ion Tudor le reamintește celor care trec de barierele puse de autorități că riscă să fie sancționați. Rămâne închisă și vreau să trag un semnal de alarmă foarte serios pentru cei care își permit să o posteze tot felul de tâmpenii pe Facebook și pe ce mai au. Nu se poate să vină cu afirmații de genul că este închisă aiurea, că nu e motivat și că acești indivizi sunt irresponsabili. Îndeamnă oamenii să pună în pericol să... Oricum, noi am luat măsura împreună cu poliția și am închis-o și rămâne închisă. Oricine intră în afară, în zona drumului închis, rămâne fără permis. În urma hotărârii de a închide Transalpina, mai mulți ciobani care dețin stâne de-a lungul acestei zone au postat pe o rețea de socializare poze și comentarii conform cărora șeful de la drumuri a luat această decizie fără a avea un motiv întemeiat. Tot pe Facebook, o doamnă nemulțumită spune că ea nu a fost înștiințată, însă Ion Tudor neagă aceste acuzații. Doamna respectivă a dat dovadă de multă neseriozitate și mi-afirm ce vă spun. Doamna respectivă avea stâna pe raza județului Vâlcea. Da? Și cu mine a vorbit, vorbea cu mine în fiecare zi la telefon. Chiar vorbea la telefon. Și i-am spus, vedeți că sunt parapeți, vedeți că nu puteți să treceți din cauza condițiilor meteo, vă duceți la stână și pe partea noastră pe Petroșani. Săptămâna, acum câte două zile, poliția Voineasa a venit cu echipajul, cu șeful poliției, pentru că noi montam parapeții și în seara după amiază îi trăgeau cu macarau ala de pe mașini de lemne sau de ce mai erau, îi dădeau într-o parte. Ba mai mult, acesta i-a permis să treacă pe drumul care era închis pentru a-și lua bagajele rămase la stână. M-a sunat, i-am explicat că nu vor fi pus parapeții de la pod, de la lotru, că îi va lăsa loc să plece cu mașina, în condițiile în care intra pe un drum închis. Dar nu suntem absurzi. Se ducea să-și ia ce a mai rămas acolo, la stână. Dumnezeu vine acum cu tot felul de inepții și încearcă să se facă cunoscută făcând tot felul de afirmații. Este rușinos, din partea dumneavoastră, că eu credeam că este o femeie serioasă, o femeie de caracter, dar a dat dovadă de mult lipsă de caracter. Reprezentanții CNADNR spun că vor ridica barierele atunci când zăpada de pe Transalpina se va topi.